Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Scena, singura emisiune 100% de teatru și nu prea veți vedea astăzi și pe care de consecință cea mai bună emisiune de teatru din România. Astăzi facem cumva o ușoară excepție de la tematicile generale pe care v-ați obișnuit să le abordăm. Discutăm despre starea culturală a orașului dintr-o perspectivă centrată pe artele vizuale, veți vedea. Invitatul meu de astăzi este reputatul artist vizual Matei Bejenaru. Bine ai venit, Matei, bine ai revenit. Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. E final de an, e timpul bilanțurilor, e timpul discursurilor analitice. Noi am stabilit ca tema noastră principală de discuții să fie o perspectivă asupra Iașiului cultural cu accent pe ceva foarte modern în alte centre, dar la noi lăsat cumva într-un registru secund, cultura independentă. Ce motive de satisfacție are artistul vizual Matei Bejenaru la ora actuală în ceea ce privește această cultură alternativă, care în multe alte părți, spuneam, asigură dinamica profundă a acelei culturi? Păi, eu am activat încă de la sfârșitul anilor 90, împreună cu alți colegi de-ai mei, artiști vizuali și nu numai, am fondat o asociație culturală care se numește Vector și cu această asociație am organizat la Iași Bienala de Artă Contemporană Periferică în a doua jumătate a anilor 90, anii 2000. Și consider că oriunde sectorul cultural independent are un rol foarte important în dinamizarea contextului cultural. De ce, Matei? Cum să ne explicăm? Pentru că sunt oameni tineri, oameni foarte motivați, sunt oameni care se luptă pentru ideile și crezul lor. Mulți dintre ei sunt branșați la ceea ce se întâmplă în lumea largă și sunt independenți, sunt liberi, nu au șefi, nu le spune nimeni ce să facă. Oamenii își exprimă niște puncte de vedere în limbaj artistic și cred că societatea, o societate democratică care vrea să progreseze, are nevoie de aceste puncte de vedere artistice. Iar creativitatea se manifestă altfel, spui tu, în condițiile unei libertăți, a unei independențe. Da, sigur, acum eu nu vreau să spun că cultura așezată, sistemul, infrastructura culturală așezată și finanțată nu are un rol la fel de important, dar această cultură independentă are un rol în dinamizare, aduce, este mult mai puțin inerțială, mult mai flexibilă, plus că când spunem, poate pentru publicul larg, fenomenul cultural, oamenii se raportează la evenimente culturale majore care au o vizibilitate, dar sunt foarte multe evenimente culturale la un nivel mai puțin vizibil, dar care au un rol foarte important, pentru că ele construiesc o plasă, de o rețea de evenimente, publicuri care toate concură la o construcție culturală în final. Deci eu cred că cultura independentă este foarte importantă și dacă la Iași sectorul cultural independent nu se dezvoltă, orașul va avea de pierdut. Da, noi avem o, cel puțin pe zona de teatru, nu știu la voi care e situația, la momentul de față noi avem o mare întrebare în teatrul românesc, cine mai experimentează astăzi? Și ne dăm seama că zonele astea de experiment, de noutate, de cercetare inovativă, mai degrabă și-ar afla locul în zona unei culturi alternative decât în repertoriile fixe ale unor instituții de spectacole de tip tradiționalist, până la urmă. Da, aici ține și de managementul, viziunea și misiunea acestor instituții mari. Pentru că dacă și aceste instituții își fac un program, un program patrimonial. Nu numai, ele cred că ar trebui să-și dezvolte și o zonă de experiment, de laborator, de cercetare, de deschidere și să o facă într-un mod foarte serios, pentru că au un acces mult mai, au acces la resurse importante și atunci când ai resurse îți poți permite, adică să construiești ceva mult mai solid. Trebuie să mai spun un lucru, pentru că tot vorbim în prima parte a discuției noastre despre sectorul cultural independent, este foarte mult precariat. Deci trebuie să știm cine sunt oamenii din acest sector cultural independent. Într-o măsură sunt artiști tineri.
artiști tineri sau oameni care cochetează cu lumea artei și oameni care se luptă să-și aducă fonduri ca să facă ceea ce îi doresc. E o diferență între faptul că tu muncești să aduci fonduri ca după aia să-ți plătești un salariu eventual nu prea mare ca să faci ceea ce creezi și alta este când ai un post călduț asigurat. Și mergi cu cardul la bancă. Și mergi cu cardul la bancă și îți faci plățile și faci mai multe sau mai puține, salariul vine în fiecare lună. Deci e o diferență. Eu însumi am experimentat lucrul ăsta. Sigur, de la sfârșitul anului 90 am avut un loc de muncă stabil, eram deja integrat în sistemul de învățământ, dar înainte nu aveam servici. Bun, dar există prejudecata asta, Matei, pe care o au formulată inclusiv la tinerii artiști, că menirea unui artist nu e să aplice pe proiecte, nu e să își bată capul cu chestii contabile, ci menirea lui e să slujească arta, să facă artă, să-și concentreze energiile acolo. E adevărat, dar trebuie să ai pe cineva care să te susțină să ai această libertate. Acel cineva, de cele mai multe ori, nu există. Și atunci artistul trebuie să înțeleagă cum se poate dezvolta el ca artist într-un sistem cultural. Asumându-și management. Asumându-și o atitudine, o conduită profesională care trebuie să includă și găsirea resurselor și a posibilităților de a se dezvolta profesional. Și dacă ești tânăr, să zicem, ești un artist tânăr și nu te interesează nimic, vrei doar să stai în turnul tău de filde și să creezi ceea ce crezi tu că este important, trebuie să spui o întrebare. Cine se uită? Cum ajung ceilalți să afle despre preocupările tale ca artist? Și atunci tu trebuie să ai o anumită vizibilitate. Deja când introduc termenul de vizibilitate, înseamnă o muncă care este adiacentă activității de creație. Și vreau să spun că, de exemplu, în universități occidentale de artă se studiază managementul artistic. Oamenii... Și noi încercăm timid să Trebuie să o facem, pentru că dacă eram acum 300 de ani, aveam un rege, aveam un baron, aveam un latifundiar, aveam un industriaș. Stăteai la curtea unei regine. Stăteai la curtea lui, îi premăreai puterea și faima și atunci aveai pâinea asigurată. Dar suntem acum, statele moderne au dezvoltat un sistem mult mai sofisticat de finanțare a culturii. Cultura într-un stat democratic este independentă de putere, poate fi și foarte critică și de dorit lucrul ăsta. Și atunci tu trebuie să înțelegi mecanismele de finanțare culturală care să-ți dea și ție posibilitatea de a avea acces la resurse și oportunități. Da. Revenind la Iași, Matei, nu pot să nu constat o chestie foarte ciudată. La finalul anilor 90, începutul anilor 2000, părea să existe o efervescență reală, apropo de tipul ăsta alternativ de discurs cultural. Amintește-ți vectorul vostru cu Bienala Periferică, care era o chestie foarte ciudată pentru mulți dintre noi, dar o chestie în același timp care promitea noi orizonturi. Gândește la Benoît Vitz cu discursurile lui avangardiste de la Ateneu, apoi mă gândesc la teatrul de bar care se dezvoltase formidabil în acea perioadă, toate acestea, centre culturale străine care aveau o activitate interesantă, toate acestea creau ideea unei promisiuni de viitor pentru cultura independentă, cultura alternativă, după care brusc, în jurul anilor 2007-2008, pe fundul și acelei crize, ne amintim de economice de ea, toate lucrurile astea au dispărut. N-aș spune că au dispărut în totalitate, dar pot să-ți dau un răspuns aici, pentru că eu am făcut parte din... am fost activ în perioada respectivă. Deci eram într-un alt context istoric și politic. La sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, România făcea eforturi de a se integra în Europa, în lumea europeană. Și ăsta era discursul, să intrăm în Europa. Și în plan cultural, sigur că erau stimulați și în final și finanțați cei care aveau un discurs al integrării. Deci era ceva motivant pentru... Era și era o prioritate la nivelul societății. Adică vocile care acum sunt foarte stridente ale autohtonismului, ale izolării, ale anti-europenismului, atunci noi nu le auzeam. Cu siguranță erau oameni care gândeau în felul ăsta. Erau niște forme de naționalism primitiv care există și acum în cultură, dar nu erau relevante pentru noi și discursul era către integrare, de a dialoga cu lumea occidentală. Și în același timp, lumea occidentală avea și ea interesul de a descoperi această lume a Estului postcomunist. Și
erau și niște resurse din partea lumii occidentale, pentru că dacă se preconiza că aceste țări se vor integra în familia europeană, trebuiau să fie și niște elite cu care să-și asume sistemul de valori occidental. Și cine, cum se creau acele elite? Și prin creatori de cultură contemporană. Și atunci erau resurse, erau fonduri, erau finanțări. Unii acuzau chestia asta ca fiind o formă subtilă de colonizare culturală. Aici putem dezvolta subiectul, nu cred că ar trebui să teoretizăm foarte mult la emisiune de televiziune, dar cred că nu e vorba de colonizare, ci mai degrabă este o formă de autocolonizare. Autocolonizarea înseamnă că tu accepti, tu însuți să aderi la un sistem de valori și te raportezi la el. Deci, cred că a fost o perioadă dinamică, au fost foarte multe schimburi cu lumea occidentală, cel puțin în zona în care am activat eu, artelor vizuale. Deci, pot să vă spun că acum 20 de ani, 25 de ani, aveam destul de multe legături și nu trecea o săptămână, două, să nu avem invitați, artiști, curatori, oameni din zona artei care vizitau Iașul și noi eram foarte bucuroși să interacționăm cu ei, să creăm legături și în felul ăsta, de fapt, generația mea am reușit cumva să ieșim în lume. Da, eu mi-amintesc. Am niște lume, noi nu am fost și cred că nu suntem nici acum niște provinciale, am fost niște oameni care ne-am propus să avem un dialog cu lumea largă, să înțelegem care este starea artei vizuale în lume și să încercăm cum ne putem și noi integra în corul acesta al artiștilor care exprimă ceva în spiritul contemporaneității. Da, eu mi-amintesc că eram proaspăt absolvent de facultate și primele contacte cu artiști străini prin voi le-am avut, prin Vector, pe acolo pe Cuza Vod aveați voi un spațiu expozițional. Da, da, era Galeria Vector pe strada Cuza Vod, mai bine de 5 ani de zile am avut acel spațiu, era un loc unde aveam destul de multe evenimente, nu numai expoziții. Și era și un anumit tip de atmosferă pe care eu îl rețin, pentru că era foarte diferită de atmosfera generală a Iașului acelor ani. Dom'le, noi nu știu dacă am fost foarte reprezentativ, dar pentru niște oameni, mă bucur să aud asta de la tine, că noi suntem puțin, e o diferență de vârstă între noi, dar ceea ce făceam noi acolo, aveam un public, niște oameni tineri, intelectuali în general și ceva artiști, care erau interesați de lumea asta occidentală. Eu cred că asta a fost mesajul. Am avut foarte mulți artiști occidentali, dar nu numai. Am avut și artiști din lumea estului, ucraineni, de exemplu, am avut turci din zona Balcanilor, sârbi, am avut tot felul de proiecte, adică încercam să ne găsim locul și regional aici și era un punct de atracție și ceea ce pot să spun e că este felul în care ne-am format noi. Eu am avut un gust amar după 2010 să văd că societatea în ansamblu și lumea s-a schimbat. Valorile acestea ale dialogului, ale cunoașterii lumii, ale înțelegerii diversității nu au mai fost atât de importante. Asta e ceva, e cumva paradoxal ce spui tu, pentru că deci, după ce ne-am integrat în Europa, după ce ne-am văzut cu saci în căruță, cumva am renunțat și la discursul ăsta entuziast, de aderare, de deschidere la niște valori europene. Băi, nu știu, nu pot generaliza atât de mult, dar pot să spun uite-te că... Uite ce forță are discursul tradiționalist în prezent. Dar discursul tradiționalist este o consecință a crizei lumii liberale. Lumea liberală la nivel global este în criză și cei care au pornit globalizarea au făcut un pas în spate. E un proiect tratat? Se arată... Nu pot să comentez, nu am capacitatea să înțeleg lucrurile, fenomenul ăsta atât de complex, dar vedem că lumea asta, de ce am semnat globalizare? În primul rând, circulația capitalului în lume, da? Și capitalul aduce după sine și capitalul simbolic și cultura și toate astea. Și pot să spun că în plan artistic, în planul artelor vizuale, pot să spun că o consecință a fost această proliferare a bienalelor de artă în tot felul de locuri, inclusiv la Iași, pentru că bienala era un vector de imagine. Deci în momentul când făceai o bienală și ceva internațional, apăreai pe hartă cu un steguleț. Și oamenii se uitau. Și asta a fost un fenomen al anilor 90, începutul anilor 2000. După 2010, criza, în primul rând, cei bogați și-au păstrat resursele pentru cultura lor, că au fost mult mai puține, și consider că dialogul cultural a devenit mai redus. Pe de o parte,
lumea asta a Estului n-a mai a fost cunoscută, n-a mai fost o lume de descoperit, discursurile culturale n-au mai care vorbeau despre moștenirea trecutului comunist și condiția s-a postcomunistă, deja a trecut o generație de artiști și atunci așa, a fost o perioadă de oarecare acalmie în care s-au atomizat scene artistice care trebuiau în primul rând să acceseze în principal resurse locale. De exemplu, când făceam Bienala Periferică în perioada de maximă efervescență la mijlocul anilor 2000, cu un an, doi ani înainte de integrarea în Uniunea Europeană, peste 80% din resurse de finanțare ale proiectului veneau din instituții occidentale. Deci 20% bani din România, 80% erau bani din străinătate. Lucrul nu s-a mai întâmplat după 2008. S-a inversat procentul? Nu, n-au mai fost banii, pentru că local nu au mai fost resurse suficiente și ne-am uzat poate și noi ca fiind artiști, n-am mai putut să mai continuăm la niște exigențe înalte și lucrurile s-au terminat în 2008-2009, ceea ce cred că a fost o decizie bună, pentru că trebuie să știi și când oprești un proiect, da, nu numai când îl începi. Dar această atomizare a scenelor de fapt a făcut ca oameni mai instruiți, mai motivați decât noi poate, să trăiască într-un context mult mai izolat. Și lucrul ăsta s-a întâmplat din anii după 2007-2008 și în contextul românesc au mai apărut și niște resurse locale. Nu multe, dar au apărut resurse. A apărut AFCN-ul, Administrația Fondului Cultural Național, care finanțează pe bază de competiții proiecte culturale, în special orientate către scena culturală independentă. Și este foarte bine că există, trebuie să se mărească bugetele. Și la rândul nostru, și noi am aplicat de multe ori, am și câștigat proiecte și a fost bine. După asta au apărut galeriile comerciale de arte, vorbim de arte vizuale. Galerii care, sigur, au încercat în primul rând să vândă artă făcută în România în Occident, pentru că acolo erau bani mai mulți, dar au construit și o piață locală de artă. Deci pe lângă business a fost ceva... Da, dar ei au funcționat, dar galeriile s-au comportat altfel. De exemplu, noi acum 20 de ani nu erau galerii de artă comerciale semnificative în România. Atunci discursul artistic era făcut de aceste, în special în cadrul acestor inițiative culturale independente, pentru că muzeii de artă contemporană n-aveam. Primul care apare și singurul care este în România este Muzeul de Artă Contemporană din București, MNAC, care există din 2003, dacă nu mă înșel. Deci până în 2003 nu era. Și atunci erau aceste ONG-uri artistice finanțate din Centrul Soros de Artă Contemporană, în fine, tot felul de finanțări. Apăreau, dispăreau, erau... Da, păi ținea de oameni. Na, eu am rezistat 14 ani. A fost o muncă intens, în fiecare an încercam să găsim resurse, să mai facem proiecte, am făcut destul de multe lucruri, nu știu dacă e timp, dar un lucru care cred că este important să-l spun, mai ales pentru cei care ne urmăresc, este că printre acțiunile importante care le-am făcut a fost și aceea de a identifica posibile spații artistice în orașul Iași. Un spațiu este Baia Turcească. Baia Turcească din Iași, o numim Baia Turcească, ea se găsește în centrul orașului, este în spatele metropoliei. În spatele metropoliei. Exact. Eu am fost încă de la mijlocul anilor 90, am avut o intuiție că acolo poate fi un spațiu artistic, văzusem modele în Occident și de pe 96 am început să organizăm expoziții de artă, am făcut multe ediții din periferic, acolo ulterior a fost și Carmen Credeanu cu proiecte de teatru, compania Fapt. Devenise un punct interesant. Da, era un spațiu alternativ. Acei care erau interesați de cultura independentă alternativă veneau acolo și artiștilor le plăcea, și celor din România și din străinătate. Și, dar atunci, sigur că nu erau încă lucrurile atât de, cum să spun eu, coapte, dacă pot spune așa, încât cei care erau proprietari spațiului au fost Regia de Apă Canal, Rajac, și ulterior a fost, acum este în proprietatea primăriei de ceva vreme. Și nici nu erau acele interese imobiliare care să ducă la hașurarea orașului. Da, nu. Dar nu era timpul pentru centre de artă. Arta nu avea nici, nu era interesantă și mai ales o artă care era greu de controlat și indescifrabilă. Niște ciudați. Absolut, absolut. Eu nu știu dacă vorbesc ca un om ciudat acum, sunt și tuns aranjat, dar eram niște oameni care promovam niște forme culturale, niște forme artistice care, nu știu cât, interesau niște oameni, dar alții poate le negau vehement, pentru că credeau că acele forme artistice nu fac altceva decât să dărâme construcția culturală, tradiția culturală locală. Ba chiar și moralitatea tinerilor generații.
Da, da, poate, poate gândeau și în felul ăsta. Dar ce s-a întâmplat cu Baia Turcească este că acolo timp de 15 ani periodic s-au întâmplat evenimente artistice. Baia a fost lăsată așa într-o stare de uitare, primăria nu a găsit... autodegradare. S-a degradat de la o iarnă la alta, dacă pot spune așa, până când sigur că Iașu și-a propus să intre în competiția pentru Capitala Culturală Europeană, din păcate nu a câștigat. O să atingem și subiectul ăsta. Da, cât pot să spun și acolo câte ceva. Și sigur că acolo trebuia să ai o constelație de evenimente, o infrastructură culturală și sigur că puteau fi găsiți bani pentru restaurarea unui spațiu de acest tip și redarea către... Un circuit cultural. Într-un circuit cultural, nu să nu mai faci o baie cu oamenii, să spală acasă, da, mai mult decât în grup. Să trăim altfel ca cu 100 de ani. Că e sistemul spa-urilor astăzi care a confiscat, da, piața. Și sigur că acum câțiva ani de zile cu primăria a făcut o aplicație pe fonduri europene, a câștigat și cu condiția să fie un centru de artă contemporană. Ceea ce, iată, stadiul lucrărilor e destul de avansat, cred că într-un timp nu foarte îndelungat, poate maxim un an de zile, nu sunt chiar la curent cu toate detaliile, dar știm că într-un timp relativ apropiat, Baia se va deschide ca un centru de artă contemporană. Și aici este foarte important că această instituție, o instituție nu există prin pereții ei. Instituția există prin conținutul discursiv. Corect. Și este foarte important ce se va întâmpla în această instituție, ce tip de proiecte culturale. Ce definiția asupra contemporaneității se vorbește? Absolut, absolut. Și aici eu văd această instituție ca o instituție foarte importantă pentru imaginea Iașului ca un oraș care are o tradiție, dar în același timp privește și către viitor. Sunt 70-80 de mii de tineri în orașul ăsta. Dintre ăsta este un bazin de tineri, de oameni, plus multă lume instruită, educată. Trebuie să le oferim și forme culturale cu care ei să se identifice. Adică nu poți să trăiești online foarte sofisticat, să faci plăți super sofisticate și să întorci în artă la forme artistice de secolul XIX. Da, vezi, toată discuția despre cum și cât de vinovat sau inocent definești ideea de contemporan. Pentru că dacă îți vine cu o definiție care include tot secolul 20 ca fiind contemporan cu prezentul, s-a terminat, da, cu... Da, e adevărat. Proiectul ăsta. Eu cred că această instituție trebuie lăsată în primul rând pe mâna unor profesioniști. Ea va aparține primăria Iașului foarte bine, un consiliu director sau consultativ, cum se va numi, de specialiști reputați și validați din țară și din străinătate, care vor propune proiecte și care să, sigur, care să fie foarte clar. Care este misiunea? Misiunea are următoarele puncte. Ok, aceste puncte le vom atinge prin următoarele activități. Și acești oameni care, dacă se va reuși să se ajungă la o structură profesionistă de management a acestei instituții, eu cred că ea va fi, iarăși, repet cuvântul ăsta, un vector de dezvoltare culturală a orașului Iași, pentru că acolo nu se vor întâmpla doar expoziții de arte vizuale. Vor fi foarte multe expoziții de arte performative, cred că și muzica, și teatrul, și dansul contemporan își vor găsi un loc acolo. În același timp, foarte multe este nevoie de foarte multe programe formative și educaționale. Mă tem, atenție, să nu fii dezamăgit, pentru că istoria ne arată că autoritățile locale au un fel de patimă centralistă. Adică cu specialiști locali, cu noi între noi. Sigur, se creează clientele locale care, sigur, mai ales dacă sunt niște resurse palpabile, care le plătim noi, toți contribuabilii din Iași, sigur că e mult mai ușor, că ne cunoaștem între noi și ne rezolvăm problemele. Nu, problema este o instituție de acest tip pune orașul pe harta culturală internațională. Dacă ratăm proiectul ăsta, s-a zis pe termen lung cu speranța unui alt centru. Păi nu-mi imaginez că orașul își va permite, are atât de multe resurse, mi-aș dori să apară un muzeu adevărat, o clădire specială, cu un design al... Tehnopolis, pe Coclaur, unde să-l faci? Nu știu, se poate găsi, dar trebuie resurse și primim de o voință. Și sigur, artă contemporană e ceva, cum să spun eu, sunt niște cuvinte în spatele ei, trebuie să știi cam ce înseamnă acest lucru și cred că politicienii trebuie să lase specialiștii să producă discursul cultural și specialiștii nu trebuie să lucreze izolați, trebuie să lucreze în dialog cu alții din țară și din străinătate. Arta contemporană înseamnă deschidere și cosmopolitism, nu înseamnă izolare.
Și ăsta este un criteriu. Și ceea ce îmi doresc foarte mult este ca, de exemplu, asemenea instituție să poată să creeze legături educaționale cu Universitatea de Arte, de exemplu, cu sectorul cultural independent, adică... Și să nu rămână ceva local. Nu, nu. Dacă rămâne local, este un eșec. Și eșecul îl vom constata doar cei care dorim să dialogăm cu lumea. Cei care nu doresc sau nu-și pun această problemă, pentru ei este o mare reușită locală. Da. Pentru cei care vor să dialogueze cu lumea, vor să intre într-un dialog cu... profesional cu lumea, ei vor fi cei care vor suferi. Pentru că o asemenea instituție, și aici nu știu dacă pot să mai nuanțez puțin subiectul, de exemplu, am avut o discuție foarte interesantă în Marea Britanie, în orașul Bristol. În Bristol este o galerie care se numește Arnolfini. Arnolfini Gallery. Bristol este un oraș cam ca Iași, așa, un 350.000 de locuitori, cu universitate, facultate de arte, port, în fine, o poveste interesantă, o istorie interesantă. Și discuția care am avut-o cu niște curatori acolo, acum vreo 10 ani, cred că au trecut, dom'le, care e raportul unei instituții care se comporta internațional? Îi făceau expoziții internaționale și veneau oameni din New York sau din Paris să viziteze ceea ce se întâmplă acolo. Și un trafic de profesioniști, artiști, curatori, jurnaliști de artă, tot timpul veneau. Deci era o instituție importantă. Care e raportul unei asemenea instituții cu scena locală? Așa, și ei mi-au spus, ai pus o întrebare foarte delicată. Pentru că o asemenea instituție, dacă devine pur 100% cosmopolită, poate să greșește în raport cu scena locală. Pentru că scena locală este decuplată. E înghițită. Nu, pur și simplu este decuplată, nu produce ceva ceea ce este luat în circuitul general. Și atunci, diplomatic, strategic, o instituție gen Centrul de Artă Baia Turcească ar avea misiunea principală să formeze, să susțină o scenă artistică locală. Și când zic locală, nu mă refer numai la Iași, vorbesc de regiunea Moldovei și a României. Dacă suntem importanți, dăm ora exactă la un nivel național și internațional. Și această scenă locală, printr-o asemenea instituție, intră într-un dialog internațional. Și atunci artistul din Iași, din Bacău, din Brașov sau de unde vrei, se simte legitimat prin Baia Turcească, Centrul de Artă, pentru că produce evenimente, produce expoziții, el fiind și este promovat și intră într-un dialog cu lumea. Este greu de realizat, ar trebui un punct important în misiune. E o strategie pe termen lung și presupune să ai o anumită viziune de ansamblu asupra fenomenului. Sigur, este foarte dificil, vor fi și oameni care vor fi nemulțumiți, dar în același timp cred că trebuie să primeze valoarea profesională. Și asta spun doar în situația în care o asemenea instituție este manageriată de profesioniști din domeniu. Nu de oameni din afară, nu oameni din zona politicului să spună ce cred că e bine sau nu e bine despre artă. Fiecare să-și facă meseria lui. Din ce cunoști, Matei, în România există ceva cât de cât apropiat de conceptul ăsta de hub cultural, de... Da, sunt inițiative. De exemplu, pot să dau, de exemplu, în Timișoara este Fundația Art Encounters, este o fundație privată, deci este un investitor privat, dar care un om colecționar de artă și care a făcut o instituție care are sediu, care are program, are oameni angajați, care și care de mai bine de câțiva ani de zile se comportă profesionist. Am dat exemplu Timișorii, pentru că Timișoara este pe val, acum este un oraș care de anul viitor vor începe toate proiectele de capitală culturală europeană, sunt mulți bani, s-au întâmplat foarte multe lucruri în ultimii ani în Timișoara, s-a diversificat, au apărut foarte mulți actori, foarte multă lume merge la Timișoara acum, pentru că Timișoara se întâmplă multe lucruri. La București sunt inițiative, sunt foarte multe spații, din zona privată. Da, inițiative din zona ONG-urilor cu finanțări private, de exemplu, este spațiul WASP, de exemplu, care e un spațiu de dans contemporan în principal, dar și New Media cu artă și care este o inițiativă a unei fundații care a reușit și reușește prin muncă, probabil, cred eu, să aibă un spațiu absolut onorabil într-un spațiu industrial în București, unde se întâmplă festivaluri. Astea sunt forme de industrializare ale culturii, de profitabilizare ale culturii, până la urmă, Matei? Mai greu de spus, nu știu,
nu știu dacă vorbim de profitabilitate, în situația de la OASP o cunosc mai bine pentru că am colaborez de mai bine de 5 ani cu ei în tot felul de proiecte. Nu, acolo oamenii, cei care managerează proiectul, sunt niște oameni care fac proiecte, din asta trăiesc, salarii, aici trebuie să mai înțelegem un lucru. În Iași se întâmplă puțini care trăiesc doar în sectorul cultural independent, doar din munca asta culturală. Au alte servicii, joburi și în timpul liber, în loc să stea cu soția, cu copiii sau cu prietena, prietenul se duc la biroul ăla mic și fac aplicații și fac proiecte. La București eu cunosc destul de multe oameni persoane care deja trăiesc exclusiv doar din proiecte culturale, pentru că acolo sunt mai mulți, sunt surse încrucișate de finanțare, sunt AFCN-urile, dar nu numai, sunt proiectele primăriei București pe sectoare, sunt și alte surse de finanțare. Și au fost, de exemplu, fondurile norvegiene pe care foarte mulți au aplicat, sunt fonduri, mulți se plâng că sunt birocratice, dar sunt bani, acolo sunt resurse și cei care sunt mai organizați și pot să managereze și să gestioneze proiecte mai birocratice au avut resurse și s-au dezvoltat. Da. Din păcate, noi privim cu o anumită amărăciune la Timișoara și la potențialul de dezvoltare acum în contextul ăsta de capitală culturală europeană, amintindu-ne de propriul nostru proiect de candidatură la statutul de capitală culturală, mai ales că noi aveam un fel de aroganță și un fel de orgoliu că noi oricum suntem capitală culturală. A fost un duș rece pentru noi evaluarea aceea atât de dură pe proiectul propus de Iași, un proiect care cumva avea o componentă răsăriteană, ca să zic așa mai mult metaforic, pariam atunci pe o axă culturală cu Chișinău, cu Cernăuțiu, pe Hramul Sfinte Parascheva. N-a fost apreciat tipul ăsta de discurs. Dacă am pariat pe Hramul Sfintei Parascheva, în niciun caz nu. Nu era un subiect câștigător în zona asta. Dar am fost și eu cumva tangențial implicat în scrierea proiectului, dar pentru că eram un om care am avut o activitate în zona sectorului cultural independent în anii 90-2000 cu Bienala Periferic și cei care erau atunci în comitetul ăla de organizare s-au gândit de mai multe ori dacă putem resuscita Bienala Periferic printr-o finanțare. Sigur, eu am avut o reticență pentru că chiar dacă sunt niște bani, nu e vorba că ai resurse, trebuie să ai o echipă de oameni, trebuie să iasă fi sudată. Ar fi artificial încălzit. Da, dar problema este că eu cred că și asta văd și în cazul Timișorii, că eu sunt tot un proiect mare acolo și văd cum funcționează. Noi încă nu avem o infrastructură organizată culturală cu oameni care să lucreze și care să poată să genereze discurs. Și atunci s-a apelat la intelectuali, la oameni care nu neapărat au lucrat în cultură și au produs, au finanțat, au scris proiecte. Și lucrul ăsta probabil că s-a simțit. Cred că Iașul are o bătălie de dat să demonstreze că este un oraș contemporan și nu un oraș tradiționalist. Aici este marea bătălie și acest lucru adică vorbesc de mentalitatea colectivă din România. Avem un festival de calitate care este foarte important, festivalul Filit. Da. Avem nevoie și de alte evenimente care să reziste în timp, cum rezistă Filitul. Ei pe literatură contemporană și-au făcut treaba la un nivel este de excelență. Este foarte bine, deci da. Orașul are, dar nu este suficient, adică și nu, aici iarăși mă întorc la susținerea sectorului independent. Din cadrul sectorului independent pot fi germenii unor proiecte culturale de calitate care, dacă sunt susținute în principal de autoritățile locale, acele proiecte în timp pot crește și vor rămâne alea care sunt viabile, să zicem, în 5 ani de zile. Nu trebuie să lăsăm doar zona asta din zona de corporate care să facă evenimente, gen festivaluri din astea cu scene mari, gen untold local. Da, da. Noi avem nevoie de evenimente cu discurs, cu conținut cultural și care să adreseze unui public local și să construiască acest public care să consume forme de altă artă contemporană, cultură contemporană, care promovează un sistem de valori cu care acei oameni se identifică în final. Pot universitățile să impună trendul ăsta, Matei? Nu.
nu cred cu universitățile. Universitățile sunt instituții academice, ele nu au structuri, ele pot să fie parteneri, dar nu-mi imaginez că o universitate poate să facă, să zicem, evenimente culturale și să le managereze, pentru că cine le face? Cu profesorii? Profesorii sunt profesori în principal. Probabil deschizându-se ele însele către colaborări cu artiști. Nu, cred că universitățile au în principal misiunea academică, deci acolo trebuie să lucreze în principal, și acolo sunt multe lucruri de realizat, adică să ridicăm nivelul, internaționalizarea, alte discuții. E tot mai la modă conceptul ăsta de cercetare artistică, noi am mai discutat despre chestiunea asta, care presupune și o componentă foarte practică a cercetării de tip doctoral, de tip academic. Ar putea fi o ocazie de, nu știu, de influențarea pieții prin cercetări artistice inițial derulate în universitate, care să se deschidă? Eu cred că universitățile, vorbesc de zona asta artistică, pot produce această cunoaștere avansată în școli doctorale, de exemplu, și nu numai, în cadrul unor conferințe, unor expoziții tematice și alte activități specifice mediului academic, și acolo aceste idei care sunt teoretizate, analizate, sunt resursa pentru ideile celor care implementează cultural tot felul de proiecte. Da. Adică noi producem ideile. Cred că universitățile, sau cel puțin cum sunt organizate universitățile la noi, nu au logistica, nu au structura pentru a face, să zicem, nu-mi imaginez că o universitate poate să facă un festival de literatură cum face Muzeul Literaturii, care are oameni care eu știu că 6 luni de zile stau 8 ore pe zi și lucrează pentru proiect. Noi doi suntem profesori, deci noi mergem la școală, avem o normă didactică, avem și alte responsabilități, cred că este dificil, nu e imposibil, dar să ne transformăm și în niște manageri culturali. Doar să o facem în timpul liber, cumva. Da, dar în timpul liber, la vârsta noastră, nu știu câtă energie avem și dacă putem să o facem mai bine. Deci, eu cred în profesionalizare și în diviziunea muncii în zona culturală. Adică avem nevoie de manageri care își fac manageriatul, avem nevoie de artiști care fac producție artistică, avem nevoie de cei care analizează și teoretizează ceea ce se întâmplă, avem nevoie de cei care formează oameni din zona asta și noi suntem poate formatori. Artiștii sunt formați de către noi, de asta, asta este misiunea principală acestor instituții de artă din care noi activăm. Pe de altă parte, nici nu mi se pare în regulă acea separație tradițională între mediul universitar și mediul cultural în interiorul unei comunități. Că și nu trebuie să existe. Este într-adevăr, universitatea se deschide și observăm, adică tendința este să ne deschidem, dar cred că este foarte important ca universitățile să se deschidă către acțiunile și proiectele culturale de calitate, deci, și profesioniste. Noi trebuie să, adică universitățile trebuie să se asocieze cu cele mai sau proiectele de înaltă calitate profesională. Da. Adică universitățile trebuie să promoveze excelența profesională. Ești de foarte mulți ani, Matei, profesor în Universitatea Națională de Arte George Enescu, la Facultatea de Arte Vizuale. Conduci și Consiliul Școlilor Doctorale de la această universitate. Ți-ai făcut o imagine despre ce tip de vibe, ca să spun așa, au aceste generații ale prezentului? Mai provocat, nu știu ce să zic. Eu am o relație, vorbim acum cu, despre studenți, despre generații. Mă înțeleg bine cu studenții. Sigur că nu am niște prejudecăți. Este clar că oamenii sau generațiile se schimbă, mentalitățile cumva se schimbă, dar nu, probabil că acum 15 ani, cred că tinerii se comportau într-un fel, pentru că, să zicem, n-aveau telefoane mobile. N-aveau internet. Internet îl aveau, dar l-aveau la scara blocului. La scara blocului, da. Da, nu l-aveau neapărat pe telefonul mobil în orice moment. Pot să răspund așa, poate metaforic aici. Locuiam acum 7-8 ani de zile într-un bloc în Iași și eram vecin de scară cu un domn profesor de la Politehnică pensionar și el mă mai scândărea așa: cum e, domn profesor, cu studenții ăștia? Cum e? Și, domne, a probleme, uite, cu acordul între subiect și predicat, cu virgula, cu astea, și că, domne, stai liniște, domne, fiecare generație își construiește propria navetă spațială. Deci, să nu avem prejudecăți. Fiecare generație va produce conținut și, sigur, asta este pe măsură ce îmbătrânești, ai senzația că generația ta a fost cea mai bună și lucrurile se degradează. Ceea ce eu încerc așa să-mi dau niște palme imaginare în fața oglinzii și să spun că nu este așa, adică trebuie să încercăm să înțelegem fiecare spiritul unor generații, unor oameni și
așa să închei totuși, să răspund în final la întrebarea ta. Am o mare bucurie să descoper tineri foarte inteligenți care, cum să spun, și care sunt, mă surprinde capacitatea lor și maturitatea lor. Deci, pentru că oamenii au acces la informații acum. Și sigur, poate nu toți citești să informează, dar sunt unii care sunt foarte informați și nu numai atât, au capacitatea să discearnă, să judece sintetic și să înțeleagă fenomenele în ansamblu. Și asta mă bucură. Și unii dintre ei îi văd și la școala doctorală, ceea ce este foarte bine. Au și, pe de altă parte, au și neșansa de a trăi niște vremuri foarte ciudate cu pandemii, cu războaie la doi pași, cu chestiile astea. Probabil se vor deconta într-un fel sau altul și la nivelul concepțiilor lor despre artă, la nivelul... Posibil. Mă întreb dacă lumea n-a trăit într-o continuă criză dintotdeauna și nu e o criză din asta, e o criză din alt fel. Nu știu. Nu pot să dau un răspuns aici. Da, dar a avut legături profunde arta cu criza, cu ideea tot de criză. Tot timpul au fost crize și sunt și vor fi și... ce pot să spun? Important este că generația noastră, celor care ne-am afirmat după căderea comunismului, să putem să lăsăm generațiilor care vin un anumit tip de cunoaștere și, dacă putem, și ceva structuri instituționale pe care oamenii care vin după noi să le dezvolte și să le valorifice. Să le valorifice, da. Pentru că suntem generația lui scrieți, băieți, nu mai scrieți, ca să citesc din, cred că Helea Rădulescu sau... Au spus-o mai mulți. În epocă, tu știi mai bine ca... Da, Rădulescu e... acreditat ca fiind la baza acestei. Matei, am stabilit la începutul emisiunii, înainte de emisiune, ultimele 10 minute să dedicăm artistului vizual Matei Bejenaru. Ținem în mână un exemplar superb, în condiții grafice remarcabile, al unui volum, al unui album pe care l-ai dedicat din perspectivă fotografică, dar și textuală, Prutului. Prutul ca temă, Prutul ca un concept. Hai să vorbim un pic despre proiectul ăsta, care mi se pare admirabil. Da, este această carte care a apărut acum, înainte de pandemie, în 2019, editată de către Alina Șerban, publicată la o editură din București, pe Plus 4 se numește. Este, dacă vrei, o secțiune, așa, în ceea ce am făcut eu în ultimii 12 ani, ca practician fotograf, documentarist în cazul ăsta, aici este da, e mai și multe documentare. Fotografii documentare în principal. Este vorba, când zic Prut aici, nu mă refer la râul Prut, ci mă refer la tot arealul ăsta geografic care mi l-am definit așa, zona asta de frontieră, și este un proiect despre lumea rurală. Cum arată ea? Rămășițele lumii rurale. Da, rămășițele lumii rurale. Eu țin minte că acum 15 ani, aveam 15, cam așa, în jur de 15 ani de zile, așa, aveam o obișnuință cu soția mea, luam duminica mașina și făceam trasee prin județul Iași. Adică nu ieșeam neapărat în centrul Iașului, mai ieșeam și acolo, sigur, dar ieșeam și mergeam. Ce se întâmplă în Bivolari? Ce se întâmplă în Crasna? Ce se întâmplă, nu știu... Eu în pandemie am descoperit savoarea acestor aventuri. Și, domne, sigur că eu sunt un băiat de la oraș, am trăit între blocuri, dar în același timp vedeam această lume și consideram că asta era ceea ce gândeam eu atunci, că, de fapt, lumea rurală nu era un subiect de analizat, nu erau tematici în zona culturală. Decât lucruri extrem, extrem de clișee, și totuși era o lume care... Foarte ofertantă. Era foarte atractivă pentru mine. Vedeam și forme de arhaism, vedeam și lucruri noi, simțeam că e o lume care se schimbă. Și într-o discuție cu Dan Lungu, tot acum 10-12 ani, el, mai fiind și sociolog și un scriitor foarte important, știi, toată lumea, mi-a mai dat niște repere cum să mă uit, adică mi-a șlefuit lentila mea de a privi această lume. Și am privit-o cumva mai organizat, mi-a definit un stil fotografic. Ai și o perspectivă sociologică? Eu, da, am niște direcții, dar las profesioniști. Deci dacă cei care vor vedea această carte vor avea posibilitatea să o răsfoiască, să citească, că este și text acolo, împreună cu Alina Șerban am invitat profesioniști, adică am invitat un sociolog, un antropolog, un critic de artă, care au vorbit despre lumea rurală, nu neapărat despre imaginile mele.
Ceea ce aș mai spune aici, că iată, sunt peste 11 ani de când continui cu acest proiect și vreau să-l continui și în anii care vin, pentru că lucrurile se schimbă foarte repede. Am acumulat o arhivă de imagini de peste 2500 de clișee fotografice. Tot în zona asta a Prutului? Numai Prut, da. Pe ambele maluri? Sau? Nu, numai malul românesc. Malul românesc. Și deja au fost, am mai prezentat-o în tot felul de contexte, am avut și expoziție la Muzeul Țăranului Român și la o galerie a unei universități din Franța acum 3 ani înainte de pandemie. Și mi-au spus mai multă lume că ești condamnat să continui toată viața ta acest proiect, pentru că proiectul la un moment dat nu ți va mai aparține, el va deveni o bancă de imagini, o arhivă vizuală despre o lume care se va schimba. O lume dispărută, probabil. Și peste niște una, două generații, poate cei care se vor uita în arhivă vor citi această lume într-un alt mod. Crezi în vocația asta artistului de arhivar? În cazul meu, da, pentru că multe proiecte de ale mele nu sunt fotografii izolate, sunt și din astea, dar multe proiecte de ale mele sunt niște arhive de imagini care se dezvoltă prin acumulare. Deci eu acumulez imagine peste imagine și este un proiect care, cum să spun, cred în el și deja cunosc destul de bine zona asta, pentru că dacă sunt mai bine de 10 ani în care am mers cu mașina, am și stat în unele sate câteva zile unde am mai cunoscut lume. Oamenii cum reacționează la întâlnirea cu tine? Eu sunt un comunicator, așa, în general, în marea majoritate a cazurilor, oamenii au înțeles ce vreau să fac și au acceptat să-i fotografiez. În unele situații, relațiile au fost ceva mai strânse, chiar am dormit în casa unui om, prin intermediul lui am cunoscut alți oameni, eram domn profesor acolo, bine, am fost și în școli, sunt multe de povestit așa, da. Pentru că s-au adunat foarte multe experiențe și pot să spun un lucru, așa ca o concluzie, că, legat de acest proiect, că eu mă uit la lumea asta care vreau să progreseze. România nu poate să se dezvolte dacă ignoră lumea rurală. Trebuie politici ale guvernului de termen mediu și lung, de dezvoltare a economiilor în zona rurală, de dezvoltarea infrastructurii, de a oferi aceleași șanse educaționale tinerilor, copiilor de la țară. Deci sunt foarte multe lucruri și eu îmi doresc ca lucrurile astea să se întâmple în timpul vieții mele, dar ceea ce am văzut datorită banilor europene, în principal, am văzut inițiative economice în mediul rural, neașteptate, care au apărut și în Iași, nu numai agricultură, am văzut și alte domenii, mici antreprenori care au fabricuțe mici. Deci există speranțe. Da, 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 cu siguranță, da, și asta mă bucură și cred că lucrul ăsta se datorează într-o bună măsură faptul că facem parte din Uniunea Europeană. Matei, mai avem circa 3 minute, aș vrea să discutăm și despre, foarte pe scurt, despre alte proiecte pe care le derulez. Știu că ai colaborat cu Muzeul Literaturii, unde ai o lucrare la Casa Muzeilor, care poate fi vizitată în expoziția de bază a acestui instituție. Da, am fost invitat de către directorul muzeului, Lucian Teodorovici, și Florin Lăzărescu, colegul lui. Ei sunt și scriitori și oameni care din muzeu. Când s-a deschis muzeul anul trecut, mi-a dat o sală. Uite, dacă vrei să faci un proiect. Și am un proiect în care este o instalație în care vorbesc despre ce vorbesc eu acolo. Vorbesc despre posibilitatea de a gândi și de a cunoaște. Și este o imagine relativ abstractă și este un text pe care eu l-am scris într-un anumit context în care este un text foarte abstract. Ești un strat ușor ludic? Oarecum, da. Deci este un proiect de-al meu sub forma unei instalații. Am zis că textul este important, fiind un muzeu al literaturii, da, să fie și ceva text, dar eu m-am apropiat de text ca un artist conceptual acolo și care face parte din acele proiecte ale mele în care am schimbat interesul meu de la subiectul reprezentat la reprezentarea însăși. Deci acolo, acel proiect este mai degrabă un proiect de cotitură. Nu, este un proiect lingvistic, aș spune, în care eu interoghez un limbaj și prin limbaj niște posibilități de a cunoaște. Ai mai fost la București? În ultima perioadă știu că ai avut niște activități expoziționale. Da, sunt constant acolo. Acum am o expoziție personală la Galeria Anca Poterașu. Până la sfârșitul anului, dacă este cineva prin București și este interesat, se uită pe site, află adresa și poate să viziteze această expoziție, care este o expoziție importantă pentru mine, de fotografie.
Ce înseamnă o expoziție importantă pentru un artist? Detalii urmate pe jurnal. Am muncit niște ani, s-au acumulat niște lucruri și acum le arăt public pentru prima dată. Și asta este, să zicem, nu, expozițiile, nu, eu nu le fac așa de pe o lună pe alta, adică sunt niște acumulări în timp. Da. Și deci fotografiile au fost făcute, au început să fie făcute în 2019, suntem pe final de 2022. Lucrez sunt pe termen... Da, pentru că sunt niște procese de decantare, de selecție, de revenire. În măsura timpului de care dispun, încerc să fiu cât se poate de meticulos cu ceea ce fac. Matei, îți mulțumesc foarte mult. Cred că a fost o discuție foarte interesantă, o discuție martor pentru viitor. Adică sunt convins că peste 5 ani sau 10 ani, când vom privi la emisiunea asta înregistrată, vom avea ocazia să medităm comparativ între ceea ce vom trăi atunci. Sperăm că vom trăi lucruri mai interesante sub aspectul culturilor alternative și independente. Îți mulțumesc, baftă, în tot ceea ce faci. Mulțumesc și eu și poate o să ne mai întâlnim în contextul ăsta. Vă mulțumim și dumneavoastră, ne revedem săptămâna viitoare, toate cele bune!